În ce relații este Geta Sterp cu părinții lui Sebastian? Tânăra a vorbit deschis despre viața de familie, după ce s-a mutat de acasă. Cum se înțelege cea mai mică soră a lui Culiță Sterp cu familia partenerului de viață, cu care s-a căsătorit la începutul lunii octombrie? Tânăra a dat cărțile pe față despre părinții soțului cu care locuiește în momentul de față. În ce relații este Geta Sterp cu părinții lui Sebastian? Tânăra a vorbit deschis despre viața de familie. Geta Sterp și iubitul ei Sebastian locuiesc sub același acoperiș de când și-au unit destinele, însă nu sunt singuri, ci cu familia bărbatului. Sora sa a vrut să știe în ce relații este cu socrii săi și cum se comportă cu ea. Recent, cele două femei au avut o discuție în care au vorbit despre viața de cuplu, dar și despre relația pe care o au cu părinții partenerilor de viață. Cu această ocazie, Ileana Sterp a vrut să cunoască câteva curiozități. Pe tine nu te sună soacră-ta. Nu-ți spune, hai, mișcă-te odată, a vrut să știe Ileana Sterp, conform Wowbiz. Sora mai mică a lui Culiță Sterp a subliniat că are o relație extraordinară cu socrii săi și, în plus, își vizitează foarte des mama. Tânăra nu locuiește foarte departe de locuința din satul natal, la fel și sora sa. Ileana Sterp, ideea asta te liniștește. Getuța Sterp, momentan, nu face de astea. Sunt foarte ok. Mă întreabă, soro, unii și alții cum e la socrii. Sunt foarte cum se cade, dar știi care e chestia? Toată ziua mă duc și pe la mama și mai merg și dorm și pe acasă, nu e ca și cum am plecat la sute de kilometri, a răspuns tânăra. Declarația a fost pe placul Ilenei Sterp, care a subliniat că se bucură că nu locuiește foarte departe de casa mamei sale. Distanța dintre ele nu este deloc o problemă. Ești foarte aproape de casă, până și ideea asta te liniștește. Ne-a ajutat Domnul, că nici eu nu m-am măritat departe, suntem destul de aproape. Ce ne făceam dacă eram la sute de kilometri, a încheiat sora mai mare a lui Culiță Sterp, scrie revista Fanatic.